Bună dimineața! Bine ai venit, George! Bună dimineața, bine v-am găsit! Și să spunem bună dimineața lui Răzvan Cernea. Așa, te așteptăm de ceva vreme. Ne-am mai vorbit despre aliasul tău, Tinko, de pe vremea când erai un hacker cu pălărie... Gri. Hai să explicăm oamenilor ce înseamnă hacker prima oară, pentru că e o discuție lungă. Când spui hacker, toată lumea crede că vorbești despre un infractor. Nu neapărat. Pur și simplu nu înseamnă tu cum un ai infractor. Început? Am început prin a căuta vulnerabilități, să mă interesez despre domeniul acesta și... Vulnerabilități, adică le căutai punctele slabe. Exact. Și puneai la pământ. Nu, le exploatam, obțineam datele necesare pentru a obține accesul respectiv și după modificam unele date. De la hacker la infractor e un pas foarte mic. Da. Și infractorul în general este hackerul care nu doar sparge sistemul, mai și face bani de pe urma acestei chestii. Ai făcut bani vreodată în chestia asta? Nu. Dar ai căpătat... Am căpătat faimă. Faimă? Da. Și o amendă. Și o amendă foarte mare. Cât e amenda? Cât ai de plătit? 93.000 de euro. 93.000 de euro pe care în cât timp trebuie să-i plătești? În 4 ani. Anul neapărat pe toți trebuie să plătesc... nu știu. O să vezi ce venituri o să am. Acum te-ai angajat. Ești specialist în securitate, te ocupi de audituri de securitate. Da. Adică exact ce făceai înainte. Ce facem înainte, fac și în momentul de față, numai că acum o fac numai la cererea clientului și o fac pe bani. Și o faci pe bani. Da. Uite, hai să vorbim despre trecutul tău tumultuos. Și mă uitam pe blogul tău. Dacă vreți să vedeți blogul lui Răzvan, slacker.ro. Aici este vechea lui identitate și aici mă uitam, spre exemplu, la My All The Techs. Aici scrie cu ce te ocupai tu înainte. Hai să le arătăm mai mare, așa să vadă. E o listă impresionantă de branduri de pe internet. Avem de la Google, YouTube, Yahoo, până la tot Guvernul Statelor Unite și o mulțime de alte site-uri foarte, foarte importante. Ce ai avut, spre exemplu, cu Marina Regală Britanică? Am ales să văd dacă sunt vulnerabil după ce am citit un anunț de-a lor în care au spus că erau cei mai siguri. Da, că au investit 500 de milioane de lire sterline în securitatea lor și că se așteaptă la un atac cibernetic din partea altor țări. Au băgat jumătate de miliard în securitate cibernetică și ai venit tu de la Severin sau era la Timișoara pe vremea aia? În Timișoara erau. De la Timișoara și le-ai făcut site-ul Harcea Parcea. Nu, am încercat să văd pur și simplu dacă sunt vulnerabil și am găsit ceea ce am găsit și am postat. Am înțeles. Tu ai mai avut cu cei de la Le Monde? Sunt celebri în Franța sau Telegraph, Daily Telegraph, ce este o altă poveste, pur și simplu, pentru că s-au luat aceste ziare, au scris despre români că, nu știu, au zis că suntem țigani și ne-au băgat pe toți în aceeași oală, pe scurt. Și tu ai hotărât că nu o să întorci celălalt obraz? Nu, pentru că nimeni nu a luat nimic împotriva acestei decizii și nu face absolut nimic. Ce am zis că faci tu? Am încercat. Pe vremea aceea erai în Anonymous, în Romanian National Security, cum îi zicea? Da, Securitatea Națională Română. Securitatea Națională Română, adică n-aveați nici sediu, nici firmă, dar... Nimeni nu știa cine... Pe vremea aia, credeați voi că nu știe. Respectivă, da. Dar până la urmă s-a aflat cine ești. Da. Până la urmă au aflat. Ți-ai imaginat vreodată că o să te găsească? Sincer, nu. Nu. Și acum că te-au prins, ai mai repetat ce ai făcut doar ca să ajungi unde ești azi? Sincer. Pe de o parte da, pe de o parte nu. Care sunt avantajele, care sunt dezavantajele? Avantajele sunt... Gândește-te că sunt copii acum care se uită la televizor și poate că le-ar plăcea și lor să intre pe calculator, să sape pe internet și să facă ce ai făcut tu cu site-urile astea importante. Da, mă gândesc că da, poate ar avea satisfacție, dar ideea este că nu sunt doar avantaje. Sunt și foarte multe dezavantaje. Adică nu am avut numai clipe fericite. Am ajuns... pe arest, am stat o perioadă îndelungată. În arest? Și mi-a schimbat total. Și tu în momentul ăsta ai o condamnare cu suspendare? Da. Adică ai cazier? Da. Și cu toate astea te-a angajat o companie? Da. Mulți ar putea poate să ajungă în cazul meu. Adică să fie angajați. Dar tu crezi că multe dintre site-urile astea sunt chiar atât? Uite, spre exemplu, mă uitam pe listă la tine și mă întrebau și colegii de sus. Ai spart inclusiv MySQL sau site-ul Kaspersky? Sunt sisteme de antivirus, sunt companii foarte mari. Da. Crezi tu că spărgând un astfel de site foarte important îți atrage atenția asupra ta și ar putea să te angajeze? Merită riscul de a te expune pentru a fi angajat? Pe de o parte, merită sau nu merită. Ideea este că nu am spart ca să le creez pagube sau ceva de genul ăsta. Pur și simplu am făcut ca să le dovedesc că sunt vulnerabil, cu toate că sunt o companie de prestigiu gen
nu știu, un antivirus, nu prea are legătură cu produsul lor. Am înțeles, asta atunci nu este o scuză. Asta nu este o scuză. Exact. La fel ai spart și site-ul de bază, dat o mulțime de lucruri. Da. Bun, hai să vorbim puțin despre cum ajungi să spargi tu. Ajungeai să spargi. Acum păi nu și în momentul respectiv spart, dar o fac numai la cererea clientului. Adică... Asta este contul tău de Twitter între timp. Da. Hai să le dăm oamenilor repede. Căutați-l pe TeamCode pe Twitter și puteți să-i dăm un... O să și dea un tweet, n-am mai postat de mult și l-am convins să scrie în dimineața asta ceva. Ia. Unde era deschis aici? Ia să le dăm un mesaj scurt oamenilor și să-i încurajăm să scrie. Că de multă vreme n-am mai fost activ și poate cu ocazia asta încep să... Uite, sunt și curios ce urmărești. Web Security News, Reuters, Risky Business. Adică te cam interesează în continuare zona de securitate. Sigur. Așa, uite. Are emoții și dacă doriți să-i puneți o întrebare, căutați-l pe contul de Twitter, dați-i un tweet, @teamcode și o să vedem, o să luăm și o întrebare rapidă toată. Ask me. Tweet. Bun. Mi-a dat o listă întreagă de sfaturi. Te-am rugat înainte să vii aici, să ne dai o listă de sfaturi, cum să-ți protejezi e-mail-ul. Foarte mulți și... oameni care ne scriu se plâng că li s-a spart parola de e-mail. Exact. Și numai asta și în legătură cu tranzacțiile, și tranzacțiile online. Da. Care sunt sfaturile tale simple pentru lucrul ăsta? Adică noi tot vorbim despre ele, dar uite, ajută să le mai aducem aminte oamenilor care sunt lucrurile cele mai importante. Noi o să dăm toată lista întreagă pe site, dar hai să vorbim foarte rapid despre câteva dintre ele. Păi, în primul rând, să nu se folosească parole foarte simple. Să se asta cu parole foarte simple e clar. Complexă, cu mai multe caractere. Adică minim 8? Exact. Litere mari, litere mici? Așa. În al doilea rând, să se folosească verificarea în doi pași, adică atunci când ne logăm pe e-mailul respectiv, să nu fie doar atât necesar să primim și un SMS prin care să confirmăm că noi suntem. Mai nou există furnizori de e-mail care au adăugat validarea prin SMS. Exact. Și Gmail și Yahoo sau Facebook chiar. Da, și sau prin apel telefonic, numai prin SMS-ul. Dar e mai ușor prin SMS-ul. Ok. Astea să nu deschizi e-mailul de pe alte calculatoare sau să nu dai click la attachment-uri. Cred că deja că am trebuit să ne obișnuim cu ele. Să fim atenți la linkurile pe care le primim de la alte e-mail-uri necunoscute, să fim sau atenți. Chiar de la oameni cunoscuți. Am observat că mai nou vin e-mail-uri de la oameni pe care îi cunoști cu linkuri către lucruri false, adică calculatorul lor sau a fost modificate ca să pară fiind adevărate. Se întâmplă foarte des lucrul ăsta. Exact, adică un fel de pagină falsă, ca să ne fure datele ori de la card, ori personale, ori ceva de genul ăsta. Apropo de datele personale, care se fură atât de ușor de pe e-mail, povesteai cât de ușor a fost să intri în anumite sisteme, oricât de bine au fost ele securizate, din cauza factorului uman. Da. Care a fost cea mai simplă parolă pe care ai spart? Mă gândesc că dinainte... pe lista respectivă ar fi MySQL. Adică MySQL, cu bazele de date. Da, directorul mi se pare că avea, dacă nu mă șel, parola 6661 sau ceva de genul ăsta. 6661? Da, adică din 4... Și cifre. Cifre, da. Și lucra la MySQL. Da. Să sperăm că între timp a schimbat-o. Să sperăm. Și odată ce spargi parola de e-mail, bănuiesc că e mult prea ușor să intri și în restul lucrurilor lui personale. Pentru că mulți oameni își pun aceeași parolă peste tot. Da, asta e o greșeală făcută de majoritatea, dar nu toți. Nu toți fac lucrul ăsta. Exact, exact. Lista întreagă de sfaturi o să o dăm pe site. Vreau să mai întreb, care dintre sisteme de e-mail pe care le-ai încercat-o până acum sunt cele mai sigure? Pentru că toată lumea caută pe internet cum se sparge o parolă de Yahoo. Se mai pot sparge parole de Yahoo? În momentul de față, da, se mai pot sparge pentru că... Ce ușor o spui! Nu, încă există vulnerabilități, nu neapărat se poate sparge, e între ghilimele. Pur și simplu așa. Se poate fura. Se poate fura parola de e-mail. Exact. Prin hacking sau cum se face? Da, adică... Ca să știm de ce să ne păzim, adică, să nu ne înveți să le furăm. Da. Se fură o sesiune, se modifică, dăm un refresh și suntem deja în contul respectiv, fără să știm neapărat parola. Dar putem să vedem date pe care le are în e-mail. Am înțeles. Uite, te întreabă Ciprian Stan pe Twitter. O mulțime de oameni a început să scrie. Ce sistem de operare folosești tu? Depinde, și Windows 7 și Linux. Și Linux. Și Windows și Linux. Ok. Da. Ești pro sau contra internet banking? Pro. Pentru internet banking. Da. Dacă este bine securizat. Da. Sunt sigure băncile de la noi? Da. Toate? Momentan nu am de să știu că nu am putut să mă uit peste. Peste nu, tot. Da. Dar la prima vedere așa? Da. Mai loc de sunt, lucru. Sunt. Bine. Uite, timp cod ești tare. De câți ani te ocupi de asta? Cred că vreo 6-7 ani.
Am înțeles. Eu îți urez succes în ceea ce faci. Sunt o mulțime de oameni care mai vrea sfaturile tale pentru tranzacții online și pentru securizarea e-mail-urilor, să le pune și noi pe site. Da. Și uite, oamenii o să înceapă să tot scrie, o să vor adăuga acum prieteni, odată ce, uite, vezi? Exact, da. Ce ziceam, dacă folosești în general, da, Linux. Da. Oamenii te apreciază. Noi românii în general ne cam respectăm hackerii, dar până când ajung să aibă probleme de libertate. Adică există o limită până la care te poți întinde. Sfatul tău, simplu, în două fraze, pentru un puști care acum vrea să apuce de așa ceva. Să se gândească de 10 ori înainte să facă un lucru în cazul ăsta. Dacă merită sau nu și dacă merită să-și riște libertatea, să-și o petreacă în alt loc. Nu contează timpul, pentru că până să ajungi acolo, nu știi prea multe. Dar după o să schimb total percepția. Nu ți-ai imaginea vreodată că vorbim să te găsească la Severin sau la Timișoara? Nu. Încă o dată, Răzvan, îți mulțumim. Și eu îți mulțumesc. Sfaturile lui încă o dată pe it.stileprotv.ro. Iată-l pe cel mai cunoscut hacker român de până acum și cred că va rămâne prietenul nostru și poate mai vine din când în când să mai dea câteva sigur, sfaturi. Sigur. Numai bine. Mulțumesc.